Kira Hagi, cum se lucrează cu ea? A fost extraordinară și talentată rolul care a propulsat-o, un rol trambulină pentru ea. Eu m-am bucurat că am avut șansa să debuteze în lung metraj alături de mine. A mai făcut un scurt metraj, a făcut cea mai bună școală de film în America. Și m-am bucurat că am putut să colaborăm. Am colaborat acum și la filmul cu Enescu, este parte din distribuție, este fica prințesei Maruca Cantacuzino. Alături de, iarăși, avem o distribuție, Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Kira Hagi, Mircea Dragoman este George Enescu, actor al Teatrului Evreiesc de Stat, Teodora Sandu este Maruca Cantacuzino, actriță la teatru din Ploiești, și Filip Ristovski, Pavel Ulici, o distribuție domnul Cristian Șofron.